În seara era. Aici când ne-au abordat niște fete, de-am zis că suntem gay. Aici când ne-am zis că suntem gay. Da, unde? Uite, era poza. Aici când am fost să schimbăm banii la un, la un de sală. Da, deci ca să vă spun și povestea de aici, de la, din piața Nelson Mandela, de la statuie, de la... din Johannesburg. Unde ne-am dus să schimbăm ceva bani, că nu aveam ce să mâncăm. Nu aveam ce să mâncăm. Nu știam ce se întâmplă. Nu știam că noaptea prin... Nu accepta, bă, nu, că cu dolari, parcă. Nici cu dolari, nici cu euro, nici cu nimic. Nimic. Vreau doar ranți. Da. Ajungem aici în piața Nelson Mandela, unde ne îndrumă taximetristul. Ne zice, intrați pe gangul ăsta și dați imediat de cineva. Era, nu mai știu, era ceasul atunci. 2-3 dimineața. Nu, e 12, 1. Era. Ajungem acolo. Se aude un fluier. Noi patru. Eu, Tony, Teo și Alex. Alex, da. Vin două balerine. Ce vreți, băieți? Care-i treaba? Care-i socoteala? Păi vrem să... Zic, bă, e clară treaba, zic, nu e vorba de bani, nu e de nimic. Zic, vrem să ne plimbăm. Da, da, spuneți repede ce vreți. O ceva rapid, o daia, o daia. Nu, domne, noi nu vrem nimic, noi suntem împreună. Împreună cum? Împreună suntem gay. Da, pe acea... Păi, îți dai seama dacă... Ne-am dat seama că suntem în pericol cumva. Vânați. Da, eram vânați, eram. Din umbră nu-i vedeai, că nu-i vedeai, doar dințile. Negri nu vedeau, erau doar fetele. Fetele, da, da, atât. Hai că au venit și ei la și... Că păi după, că... da. Și zice, a, dacă sunteți gay, pupați-vă. Băi, nene, da, zic, cum adică să ne pupăm? Păi pupați-vă, că a zis că sunteți împreună. Mamă, zic, e groasă treaba, trebuie să fugim. S-a dat sprintul ăla. Trebuie să fugim, clar, e clară treaba, fugim. Nu că am fi noi sportivi. Sprint, a fugit pe treptele meu, că aminte și acum. Direct în Uber și au venit la geam. Au fluierat fetele mai întâi, au venit și vreo băieții. Câțiva băieți da, acolo, dar n-au apucat, bineînțeles, noi stăm bine și cu fuga, nu numai cu pescuitul. Și de aici am ajuns la McDonald's. Am ajuns la McDonald's. Era